Da, nu știu, nu 19 jucători, dar s-au plâns că nu toți jucătorii, chiar dacă eu sunt apropiat de jucători și merg acolo tot timpul, dar nu toți jucătorii sunt atât de deschiși sau își permit să vorbească asemenea lucruri cu mine, dar cel puțin 4, 5, 6 dintre cei care sunt mai cu experiență și cu caracterul mai puternic și-au permis să îmi spună niște lucruri. Dar să știți că eu n-am ținut cont și nu sub presiunea jucătorilor. Eu am ținut cont de feeling-ul meu, de ce am văzut eu și ce am simțit și experiența mea mă face și mă îndreptățește, nu știu, să iau măsuri. Și a trebuit să iau o măsură, a făcut ceva. Desigur că dacă nu mi trebuie, următorul pas e că plec eu. Sau dacă mi se cere, eu nici nu mai vin înapoi, să rămân în Cluj. Nu e nicio problemă, știți? Trebuia să fac ceva. Nu puteam să plec într-un moment greu de la Dinamo și să-l las fără nimic făcut. Și am făcut un pas, mi l-am asumat. Pare, dar știți care deci Rednic este o persoană foarte negativistă și așa, nu știu, cu un fitilist, mă înțelegeți, că vreau să mă explic cu ce legat și așa. Deci tot timpul zice lucruri rele. De exemplu, zice, uite, jucătorul adus de președinte, cel mai jucător de 5.000 sau la antrenament la băieți. Nu știu, eu sunt total împotriva la asemenea exprimări. Sau pe bancă, stă cu fața spre teren, când la altă și când se toarce spre bancă, numai lucruri negative. Pe Iliev, de la început, din prima săptămână, mi-a spus că Iliev nu e portarul pentru Dinamo, că e prea mic, și acum ați simte cum mi-a zis, și că a vorbit cu Luana să îi găsească un locuitor cu un fizic mai bun din iarnă. Și că să știți că din iarnă eu nu mai simt pe Iliev. Eu atunci l-am spus să fiu la săptămână, dar Iliev este un portar bun.